Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Isus Hristos. Dragii mei, în această duminică, a cincea duminică după Sfânta Trăime, voi celebra liturghia alături de frații noștri din Sofia, Bulgaria. Nu-mi doresc însă să las biserica de la București fără cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am înregistrat această predică pentru ca dumneavoastră să aveți acces la Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Pentru această a cincea duminică după Sfânta Trăime, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește din Evanghelia Sfântului Ucenic Luca, de la capitolul numărul 5, primele 11 versete, unde citim în următorul fel. Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, Iisus a văzut două bărci care stăteau lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau năvoadele. Suindu-se în una dintre bărci, care era lui Simon, l-a rugat să o îndepărteze puțin de la mal. Așezându-se, învăța mulțimile din barcă. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon, înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Răspunzând, Simon i-a spus, învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Și făcând aceasta, au prins o așa mare mulțime de pești încât li se rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile, încât erau gata să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus, spunând, îndepărtează de la mine că sunt un om păcătos, Doamne. Pentru că îl cuprinsese teama pe el și pe toți cei care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o împreună. La fel și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Iisus i-a spus lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe Iisus. Dragii mei, așa cum ne-am obișnuit, citirile din Evanghelia lui Hristos conțin texte foarte complexe. Texte care transmit un mesaj cu totul special și actual pentru Biserica lui Hristos. Evanghelia din această duminică nu face nicio excepție de la această regulă. Pericopa din această duminică ne prezintă un episod din lucrarea de predicare a Evangheliei pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în Capernaum. Din punct de vedere cronologic, suntem la debutul acestei lucrări, aflându-ne la foarte puțin timp de la momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos era foarte bine cunoscut în regiunea respectivă. Sfântul Evanghelist Luca observă acest lucru și îl relatează prin cuvintele mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, după cum citim în Luca capitolul 5, primul verset. Cuvintele acestea vorbesc despre un Iisus care devenise un predicator popular în regiune, dar în același timp descoperim și faptul că oamenii erau însetați să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru ușor de remarcat este acela că oamenii nu respectau absolut deloc vreo normă de distanțare socială, căci Sfântul Ucenic Luca ne spune faptul că aceștia îl îmbulzeau pe Domnul Iisus Hristos. În acest context, pentru a putea să fie auzit de mulțime în timp ce le predica vestea cea bună a Evangheliei, Domnul Iisus Hristos apelează la unul dintre antreprenorii din regiune pentru a se folosi de una dintre bărcile acestuia. Este vorba despre Simon Petru, un om cu care Mântuitorul se cunoștea deja destul de bine, Domnul vindecându-i soacra cu doar puțin timp înainte. Acesta trebuie să fie și motivul pentru care, ascultând cererea lui Iisus care spunea înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit, acest Simon răspunde spunând, la cuvântul tău voi arunca năvoadele, după cum citim în Luca capitolul 5, versetul 6. Deși din experiență, Simon știa foarte bine că nu avea cum să prindă pește pe timp de zi, atunci când atmosfera era foarte încinsă, mai ales că nu reușise să prindă acest pește nici măcar în timpul nopții. Ceea ce a urmat avea însă să schimbe radical viața lui Simon și nu numai a lui. Scriptura ne spune faptul că în ciuda oricăror așteptări negative venite din partea specialiștilor în pescuit pe lacul Genezaret,
au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde, după cum citim în versetul 6. Foarte mulți dintre noi am tinde să credem că Domnul Iisus Hristos i-a îndeplinit un vis lui Simon. O astfel de captură trebuie să fi fost una pentru care pescarii să se fi rugat toată viața lor. Totuși, vedem faptul că Petru nu vine la Domnul pentru a-i mulțumi pentru această captură de pește, ci cuvintele lui exprimă teroarea care pusese stăpânire peste el în acele momente. La versetul 8 citim astfel: Îndepărtează-te de mine, căci sunt un om păcătos, Doamne. Aceste cuvinte sunt cuvinte care mărturisesc o schimbare majoră care s-a petrecut în sufletul și mintea lui Petru. Petru, deși nu era martor la prima minune făcută de către Iisus din Nazaret, era pentru prima dată când devine prin credință conștient de faptul că această pescuire nu este rezultatul întâmplării sau a științei sale pescărești, ci este rezultatul direct al intervenției divine, iar acest Iisus din Nazaret nu este altcineva decât atotputernicul Dumnezeu. Petru devine astfel conștient cu privire la faptul că se află nu doar în prezența unui profet sau în prezența unui om sfânt al lui Dumnezeu, ci se află în prezența directă a lui Dumnezeu. Iar în prezența lui Dumnezeu, terorizat de lege, Petru nu poate decât să-și mărturisească starea de păcătos și să caute refugiu pentru mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcatului. Petru mărturisește faptul că nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu pentru că este un păcătos. Exact același gând vă aduceți aminte l-a marcat și pe Sfântul Profet Isaia, care în urma viziunii lui Dumnezeu în templu spune astfel în Isaia capitolul 6: Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe rege, pe Domnul Sabaot. Raționamentul acesta este unul cu foarte mult sens. Dragii mei, legea lui Dumnezeu spune foarte clar în Deuteronom capitolul 27: Blestemat este cel care nu este statornic în cuvintele acestei legi ca să le împlinească. Petru, de asemenea, tot în baza legii, știa și faptul că mânia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiui și nedreptățirea oamenilor care nebucesc adevărul prin nelegiuire, după cum citim în primul capitol al epistolei Sfântului Apostol Paul către Romani. Astfel, Petru experimentează personal gândul că judecata lui Dumnezeu a sosit, iar el, datorită păcatului său, avea să experimenteze blestemul și mânia lui Dumnezeu în iadul cel veșnic. Ceea ce Petru însă nu înțelesese era faptul că Fiul lui Dumnezeu întrupat nu se afla acolo pentru a-l judeca, ci Fiul lui Dumnezeu nu a coborât în această lume ca să ne condamne, ci ca să ne salveze. Domnul Iisus Hristos știa mult mai bine de ce are Petru nevoie. Petru nu avea nevoie de mult pește. Petru avea nevoie de Evanghelie, avea nevoie de iertare și avea nevoie de mântuire. Niciunul dintre aceste lucruri nu puteau fi oferite de nimic existent din această lume. Pentru a satisface această nevoie, Fiul lui Dumnezeu era acolo. Această nevoie nu putea să fie împlinită nici de lege, nici de bunăstarea materială și nici de poziția socială. De aceea Domnul Iisus Hristos nu pleacă la cuvântul lui Petru, ci întoarce pescarului următoarele vorbe, pe care le găsim în Luca capitolul 5, versetul 10. Nu te teme! Dragii mei, aceste cuvinte sunt cea mai simplă și minunată proclamare a Evangheliei. O propoziție atât de simplă, dar atât de valoroasă pentru om. Prin aceste cuvinte simple, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru că el nu este acolo pentru a-l judeca și condamna, ci este acolo pentru a-l salva, a-l mântui din păcatele lui. Pentru că, spune Ioan la capitolul 3 al Evangheliei sale, Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Hristos a venit în lume să ne aducă pacea lui Dumnezeu, să rupă robia păcatului și să ne elibereze din moarte și din apăsătoarea robie a diavolului. Dragii mei,
Aș vrea însă ca astăzi să nu rămânem doar la acest minunat tablou pe care îl zugrăvește pericopa noastră. Știu că acest aspect este unul extrem de important. De aceea am și dorit să-l reamintesc în această predică. Dar acum aș vrea să ne îndreptăm privirea spre un alt aspect, la fel de important. Hristos îi spune lui Petru în versetul 10 astfel: de acum înainte vei fi pescar de oameni. Aceasta este a doua mare schimbare care se petrece cu Petru în acea zi. El este schimbat din starea de condamnat în starea de justificat. Dar, în același timp, el este schimbat din pescar de pește în pescar de oameni. Sfântul Apostol Luca ne spune astfel la versetul 11. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe Iisus. Astfel Petru a părăsit barca de pescuit de pe lacul Genezaret pentru a se urca în barca lui Dumnezeu, care este biserica lui Hristos, și a devenit pescar de oameni, adică un vestitor al Evangheliei lui Hristos. La înălțarea sa la ceruri, Domnul Iisus Hristos a dat bisericii sale următorul mandat, pe care îl găsim în Matei capitolul 28. Mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Astfel, biserica lui Hristos a fost mandatată să devină barca de pescuit care merge pe marea acestei lumi păcătoase pentru a pescui oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu, marea este spațiul dezolării, este locul unde locuiește Leviatanul, după cum citim în cartea lui Iov la capitolul 41 și despre care vorbește și Sfântul Profet Isaia în capitolul 27 al cărții sale, unde ni se spune astfel: în ziua aceea Domnul îl va lovi cu sabia lui grea, mare și puternică, pe Leviatan, șarpele fugar, pe Leviatan, șarpele inelar, și va ucide balaurul care este în mare. Datorită păcatului, lumea aceasta a ajuns în robia diavolului și astfel a ajuns un loc al dezolării în care stăpânește dragonul cel mare, șarpele cel de la început, care se cheamă diavolul și satana, cel care înșeală toată lumea, după cum citim în Apocalipsa capitolul 12. Prin puterea păcatului, diavolul ține omenirea în captivitatea morții, astfel încât omul nu găsește nicio resursă interioară pentru a se elibera. Aceasta deoarece toți oamenii au păcătuit și toți oamenii își găsesc plăcerea în a continua să păcătuiască. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic și atotputernic, conform Scripturilor, s-a coborât în această lume. Dar nu a făcut acest lucru oricum, ci l-a coborât în această lume pentru a deveni parte din această lume. Astfel, ca Fiul al omului și ca Fiul al lui Dumnezeu, adică Dumnezeu om, Hristos, prin împlinirea legii și prin aducerea pe sine ca jertfă pentru încălcarea de lege ale întregii omeniri, a rupt odată pentru totdeauna lanțurile robiei în care diavolul ținea captivă omenirea. Evanghelia lui Hristos este mijlocul prin care Duhul Sfânt poartă această veste bună a mântuirii la oameni și tot prin Evanghelie Duhul Sfânt naște credință în om. Este vorba despre o credință în Iisus Hristos și în ceea ce Dumnezeu a făcut prin El pentru a ne mântui. Astfel, Evanghelia lui Hristos devine năvodul pe care Biserica lui Hristos îl folosește pentru a pescui în apele învolburate ale acestei lumi ostile. Noi, toți cei care ne aflăm în barca Bisericii lui Hristos, suntem pescari de oameni. Noi toți aruncăm în marea acestei lumi năvodul Evangheliei lui Hristos. Facem acest lucru complet convinși de cuvintele Sfântului Apostol Paul, care spun că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede, după cum citim în primul capitol al epistolei sale către romani. Domnul Iisus Hristos însuși descrie acest lucru în cuvintele care spun: împărăția cerurilor este asemenea năvodului aruncat în mare, cuvinte pe care le regăsim în Evanghelia Sfântului Apostol Matei la capitolul 13. Lumea în care Biserica lui Hristos aruncă năvodul Evangheliei este însă o mare neprimitoare și ostilă. De altfel, din câte știm, niciun pește nu are dorință sau voința de a se prinde în plasa pescarului, deoarece îl vede pe pescar ca pe un dușman. Exact așa stau lucrurile și cu omul.
El nu este interesat de Evanghelia lui Hristos și mai mult îl vede pe Dumnezeu ca pe un dușman. După cum ne spune Sfântul Apostol Paul în prima sa epistolă către Corinteni la capitolul 1, unde zice, cuvântul cruci este nebunie pentru cei care pierd. Dragii mei, năvodul este cel care aduce moartea pentru pești. La fel și Evanghelia ne pune în Hristos prin moartea noastră în botez. După cum citim în Roman, capitolul 6, toți care am fost botezați în Hristos am fost botezați în moartea Lui. Pentru ca mai apoi Sfântul Apostol Paul să spună la versetul 8 din Roman, capitolul 6, că în botezul nostru noi am murit împreună cu Hristos. Așadar, Evanghelia lui Hristos îl conduce pe om la moartea prin botez. Dar aceasta este o moarte, dragii mei, dătătoare de viață. După cum citim în Roman, capitolul 6, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Oamenii, prinși în năvodul Evangheliei, nu au ca destin moartea, ci viața veșnică, în și prin Hristos. Evanghelia lui Hristos este un năvod aducător de viață, unul care ne mută din lacul murdar al acestei lumi în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă noi vom continua să ne trăim viața în apele murdare ale acestei lumi. De aceea, biserica trebuie mereu și mereu să navigheze pe apele periculoase ale acestei lumi și mereu și mereu să arunce năvodul Evangheliei. Este o muncă istovitoare. Știu foarte bine acest lucru. De asemenea, trebuie să recunoaștem că nu de puține ori ajungem în situația să spunem și noi asemenea lui Petru: toată noaptea l-am chinuit, dar nu am prins nimic. Dar frați și surori în Hristos, nu uitați că deși noi suntem pescari de oameni în barca Bisericii lui Hristos, aruncând în mare acestei lumi năvodul Evangheliei lui Hristos, adevăratul pescar este de fapt Hristos însuși, ci nu noi. Nu uitați că atunci când a mandatat biserica să iasă în larg la pescuit, Hristos a spus următoarele cuvinte pe care le găsim în Matei, capitolul 28. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Hristos însuși este pescarul. El este cel care vine și spune asemenea, și ne spune asemenea lui Petru: înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Iar Hristos are toată puterea să umple plasele bărcilor noastre. Dragii mei, marea poate să fie agitată, poate să fie plină de furtuni și ostilă pescuitului. Există mii de motive să renunțăm să aruncăm năvoadele. Vom putea spune că în regiunea noastră balcano-mediteraneană, societatea este mult prea progresistă sau poate mult prea tradiționalistă pentru a se mai prinde pește în năvodul Evangheliei. Că naționalismul multora dintre compatrioții noștri reprezintă o piedică în calea pescuitului dintr-o astfel de barcă multinațională. Dar barca, că de asemenea putem spune că barca este foarte mică și este foarte fragilă, că mai degrabă pare să se apropie furtuna decât vremea prielnică pentru a ieși în larg la pescuit. Da, toate acestea pot fi lucruri adevărate și coerente, fiind piedici reale pentru pescuit. Dar nu uitați, adevăratul pescar nu suntem noi, ci este Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem doar slugile Lui. Prin credință, asemenea lui Petru, noi trebuie să răspundem cuvântului lui Dumnezeu astfel: la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Da, vom arunca năvoadele chiar dacă în fața ochilor noștri nu se derulează nici un fel de speranță. O vom face pentru că noi credem că Domnul Iisus Hristos ne va umple năvoadele cu pești, exact așa cum a făcut-o în cazul lui Petru. Dragii mei, eu cred cu tărie că barca Bisericii lui Hristos în această regiune balcano-mediteraneană va face o pescuire cu adevărat miraculoasă și noi vom ajunge să fim cu barca plină asemenea lui Petru. Cred asta nu pentru că noi ne pricepem la pescuit sau pentru că am avea experiență în pescuit. Cred lucrul acesta pentru că însuși Hristos este cel care ne spune: înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Doar atât trebuie ca noi să facem, iar restul este ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos va face pentru noi și pentru biserica Lui.
Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe să vă întărească pe toți în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.